Iosif Stegaru, născut în Turda în 1947, a fost un artist plastic complex care și-a dăruit o bună parte din viață pentru frumos. Din păcate, s-a stins în anul 2020. Iosif Stegaru a urmat liceul numărul 2 din Turda, apoi facultatea de electrotehnică din cadrul Institutului Politehnic Traian Vuia Timișoara, făcând parte din promoția anului 1971. Dar, pe lângă profesia domniei sale, a iubit foarte mult frumosul și s-a specializat atât în pictură cât și în sculptură, urmând cursurile Școlii Populare de Artă Tudor Jarda din Cluj. Debutul său expozițional a avut loc în 1983 și de atunci a expus și în galerii de artă din țară, a participat la tabere de creație, s-a scris despre domnia sa în Tribuna, în Jurnalul de Arieș, în Ziarul 21, în Făclia, iar lucrările sale le putem întâlni în colecții și muzee din România, Ungaria, Germania, Austria, Italia și Spania. În perioada 2008-2016 a fost președintele Societății Culturale Filarmonia Turda. A publicat câteva albume de artă și aici aș menționa Zidiri în lemn, prefață poetul și scriitorul Dumitru Cerna, Limbajul lemnului, prefață de scriitorul Florin Țene și Sculptură și instalații, prefață de scriitoarea Gabriela Leoveanu, muzeograful Dan Breaz și poetul Ion Cristofor. La început, în tablourile sale, întâlnim temele clasice: peisaj, natură statică, vase cu flori. În aceste lucrări putem observa modul său de așternere a petelor picturale, modul de concepere a spațiului, tabloului și, bineînțeles, temele, mai ales peisajul, fiind inspirate din zonele în care mergea, de peisajul plein air, inspirat din taberele de creație. Florile, aceste efemere și minunate treceri prin viața noastră, le-a așezat în vase de lut și a încercat să le stilizeze și să ajungă în anumite lucrări chiar la o esențializare. Peisajul devine încetul cu încetul abstract. Ajunge la o anumită analiză, pătruzând adânc în relația ce se poate stabili între obiecte sau între forme, lucru vizibil în ultima sa perioadă. Perioada de maturitate a perceperii formei și culorii. Iosif Stegaru a iubit lemnul.
lucru dovedit de lucrările domniei sale, fie prin pictoobiectele și prin relația pe care o realiza între obiectul de sine stătător și lemn, fie prin descoperirile sale, lemnul adus de ape, căruia îi dădea o altă semnificație. Sculpturile sale au impresionat și au fost prezente în multe expoziții, atât în Turda, cât și în Cluj-Napoca. Acest lemn, în viziunea sa, deja avea o altă stare, l-a făcut să aibă o muzicalitate, a îmbinat lemnul cu alte elemente precum piatra sau i-a adăugat lemnului alte materiale ce l-au făcut să devină cu totul și cu totul o lucrare de artă, cum este lucrarea Clepsidra timpului. Timpul, această conotație semne ce au avut de-a lungul secolelor anumite încărcături, ce au devenit moduri de dialogare și au trecut peste secole, iată că le revedem și în lucrările artistului. Este vorba de cruce, de cerc, de pătrat, de triunghi. Aceste semne geometrico-meandrice, cărora li se alătură și forma umană. Și așa cum observam în Galeria de Artă Turdeană, lucrarea Nihil Sine Deo, nimic nu se poate face fără Dumnezeu. În încheiere, am să citesc o poezie ce a aparținut lui Adrian Păunescu. Ca un fum de țigară sufletul. Am să spun bună seara și am să plec undeva, unde nu e nimic, numai scrum, numai zaț. Am să-ți spun ușurat, am să-ți spun cu nesaț, ce departe vă simt eu de inima mea. Ușa în loc va îngheța și nimic nu va fi. Ca un fum de țigară voi trece în sus, unde stelele sunt, unde oamenii nu-s. Am să-ți spun bună seara, deși va fi zi. Nu serviți o cafea, nu doriți un fistic. Nu doresc decât drumul spre cer, fără voi. Și să nu mă mai trageți nici când înapoi. Bună seara pe veci, cred că așa am să zic. Bună seara din nou, bună seara adânc, Doamne dragi, domn stimați, eu am treabă, eu plec. Și pe urmă aici e un fum de mânec. Nu înțeleg de ce parcă îmi vine să plâng. Bună seara, am timp doar atât să mai sui spre tavanul cețos al odăii de dans, unde zgomot de lanț peste pașii diamanți. Bună seara la toți și, de fapt, nimănui. Doar atât am rămas, o vuire și atât. Și plămânii de atâta strigare se rup. Bună seara frumos, bună seara urât. Ca un fum de țigară, mi-e sufletul trup.